Are 62 de ani, provine din familia Cabriolet și se bucură de admirația tuturor celor care o văd. De la un morman de fiare de cândva a ajuns astăzi o frumoasă podoabă pe patru roți. Această bijuterie pe patru roți este unică în Moldova. Eu vă invit să-i cunoașteți istoria. Mașina a fost produsă pe timpul Uniunii Sovietice cu scopul de a lua parte la parade. Atunci au fost create o serie de automobile de epocă. Acest model face parte dintr-o ediție limitată, astfel că în Moldova a ajuns un singur exponat, iar posesorul lui este Sergiu Movâldea. Eu am cumpărat-o în hârm. Ei era sub gard. Vă 13 ani nu a pornit-o. Hazeanul nu a pornit-o. E și de sub gard. Și al încurcat și de-am vrea, ori s-o dăie la metalolom, ori încurcat. Și s-a oprit așa că eu am aflat de mașina asta și m-am dus și am cumpărat cu 100 de dolari. A, pe urmă, de-am s-a pornit investiții în drum. De când se ține minte, Sergiu Movâldea este pasionat de construcția și funcționarea mașinilor. Iar pentru a aduce această bijuterie la starea tehnică și estetică de acum, împătimitul mașinilor retro a depus multă muncă, dar și investiții financiare. Pe lângă faptul că se pricepe atât de bine să ofere o a doua viață acestor jucării, mai are o responsabilitate. Este directorul tehnic al unui club de mașini retro din Moldova. Și când muntui mașina și când îi dai la revedere, foarte plăcut. Pe urmă, când o vezi prin oraș, e merge și o bucurie că asta tu-i făcut. Petrece ore în șir în atelierul său, acolo unde cu pasiune repară automobile. Când îți iubești meseria, pierzi simțul timpului. Astfel se explică faptul că de cele mai multe ori Sergiu părăsește locul de muncă după miezul nopții. Totuși, cea mai dragă este propria bijuterie automobilistică, datorită căreia a mers în zeci de țări și a participat la diverse parade ale mașinilor de epocă, unde s-a învrednicit și cu distincții. Frumosul cabriolet i-a dus faima lui Sergiu Movâldea chiar și peste hotare. Când merg, oamenii care stau la oprirea trolebusului și îmi împing unul pe altul și zic, ia uite băi, și când mă uit ei să zâmbesc. Și pentru mine asta e o bucurie extraordinară. În armata sovietică pe dânsul a trebuit să o anuleze. Se vede că cineva din militari au dat mașina lui la utilizare, dar pe asta o ascuns-o. Nu doar exponatele pe patru roți sunt aproape de inimă. O pasiune aparte are și pentru motoarele cu două roți. Acum și-a construit o motocicletă în stil retro pe care abia așteaptă să o scoată în lume. Pasiunea de motociclete e mai devreme decât mașina. Când eram băiet încă pe 14-15 ani, atunci eu zburdam cu motocicletele pe aici, prin Chișinău. În toată lumea, iubitorii de motoare își venerează autovehiculele. Astfel, cea mai bună alarmă de trezire pentru un pasionat de automobile este sunetul motorului preferat. Deci, să-l ținem în turație maximă.